Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei născuți în semnul vărsătorului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în vărsător pentru iulie 2019. Înainte să încep etalarea, am câteva scurte mesaje. Unii dintre voi sunteți prinși într-o cușcă metală, nu găsiți soluții la o problemă, vă gândiți tot timpul la ceva anume, la cineva anume, o să vedem la cine. Sunteți într-o situație pe care vă impuneți voi mental, pentru că ați putea să găsiți soluții dacă încercați să ieșiți din această obsesie mentală față de ceva, față de o iluzie, că de multe ori și problemele sunt iluzii, sunt doar provocări, sunt situații care, da, necesită rezolvate. Cred că totuși unii dintre voi vă gândiți foarte mult la un semn de apă, regele de cupe, posibil. Nu este obligatoriu, sau la o persoană care vă emoționează într-un mod special. În cazul în care nu este vorba de emoții, poate voi vă simțiți blocați mental și nu vă puteți exprima emoțional. Cred că e o chestie legată de o angajare față de cineva anume. Trebuie să încheiați. Da. Da. Problema unui angajament, a unei căsnicii. Deci sunteți foarte crispați în această căsnicie sau vă gândiți foarte stresați la încheierea acestui contract, dacă nu e vorba de căsnicie, e un contract pe care trebuie să-l încheiați și vă stresează foarte mult. Și cred că ține foarte mult de dogme, de religii, de niște reguli care vi se impun, într-un fel sau altul, poate autoritar, ceea ce vouă nu vă place, pentru că sunteți vărsători, da, și sunteți chemați, da, să puneți capăt aceste situații într-un fel sau altul. Voi sunteți persoane mai libere și nu aveți nevoie de constrângeri. Ați mai primit un mesaj. 5 de pietre și Phoenix, judecata cu alte cuvinte. A venit aceasta prima. Sunteți chemați să reînviați, să vă transformați, eventual să vă dați o a doua șansă la ceva, pentru că vă simțiți oarecum lăsați de izbeliște într-o chestiune poate sentimentală. Oricum, poate unii dintre voi simțiți că nu aveți aripi să vă ridicați, dar cu această judecată este clar că misiunea voastră este să vă ridicați. Singur sau împreună cu cineva rămâne de văzut. Oricum, este Pluto, este transformare, este intens. Dacă acum vă simțiți triști și deprimați, cu siguranță în curând veți găsi soluția, da, la tot ce vă deprimă și tot ce vă pune așa la pământ și vă veți putea ridica către alte zone, eventual către o altă situație mai optimistă. Aș vrea să încep etalarea. Aici este partenerul, aici sunteți voi, da? Începem, da? Soare, Lună, Venus, ascendent în vărsător, iulie 2019. Ce simțiți? 8 de băte. O să pun eu altfel. Ca să și vedeți, 8 de băte. Ce gândiți? 9 de cupe. Cum acționați? Cavalerul de băte. De ce vă este frică? Iar a apărut, da? 8 de spade, că nu găsiți soluții, da? Ce vă doriți? Să rezolvați această problemă. 10 de spade, vă zic imediat. Și finalul, regele de bâte, ce frumos, ce frumos. La capătul acestui set de cărți, ce avem? 4 de spade, vindecare, moment de reculegere, de gândire, de meditație. Meditație profundă la o situație care v-a rănit, da? La un 3 de spade, repet, 3 de spade nu trebuie să fie dezamăgire în dragoste, poate să fie și în afaceri, poate să fie și în familie. E o situație, între două persoane, între două spade, între două minți a mai apărut a treia, care poate să fie orice, job, hobby,
hobby, interes pentru orice altceva, da? Dacă nu este o altă minte. Da, o situație care v-a adus multe nopți pierdute este de fapt un semn de apă sau un început, o poveste de dragoste față de cineva. Da. Iar cineva este lăsat de izbeliște. Ori voi trebuie să lăsați persoana la distanță, ori voi sunteți. Ați dori să-i ajutați, dar nu puteți, da? Nu puteți pentru că sunteți în acea situație specială în care nu găsiți soluții. Este relație dintr-o altă viață, 6 de cupe sau din copilărie, sau da, e posibil, da, e posibil să fie o relație ori din copilărie, ori dintr-o altă viață. Ia uite, iar apare preotul, căsnicie, angajare, familie, da? Și totuși, într-un fel sau altul, vă simțiți singur în această relație, nu știu de ce, și vă doriți această nouă dragoste care, da, vă aduce nopți pierdute, vă faceți foarte multe griji și totuși trebuie să găsiți soluția la acest 3 de spade, înțelegeți? Trebuie să găsiți soluția și o găsiți doar în pace, doar în liniște, doar cu voi înși vă. Să vedem ce au și ei și încep să povestesc și cărțile. Deci, partenerul vostru, ia să mai amestec o dată, partener vărsător, ce-și doresc, ce simt, cum acționează, de ce le e frică, ce-și doresc, am zis, ce simt. Și finalul, pentru iulie 2019, partener vărsător. Nouă de monede. Lăsăm și pe Buda aici. Iar 10 de spade. Amândoi aveți 10 de spade. Amândoi vreți să încheiați acest ciclu de trădări, de dureri, de supărări. Cum acționează ei? 8 de cupe. De ce le este frică? Cavalerul de cupe. Ce își doresc? 10 de bâte. Și finalul, puterea, pe care am văzut-o și mai devreme. Voi aveți regele de bâte, iau puterea. Poate să fie un semn de foc implicat în această poveste. Aici avem ce? 4 de monede. 4 de monede și regina de cupe. Probabil. Regina de cupe, ia uite și faetonul. Poate să fie un rac. Un rac care ori nu vrea să vă dea drumul, ori voi îl țineți foarte aproape, într-un fel sau altul, vă este greu să le dați drumul. Un rac care tot așa își face, regretă foarte. Iar 6 de cupe, e clar că e o situație karmică. 6 de cupe, dacă nu e din copilărie, este o relație dintr-o altă viață. Sper să nu mă deranjeze niciun mesaj. Își fac și ei griji, încearcă să facă o strategie cum să vină, cum să avanseze situația, dar sunt foarte blocați. Sunt blocați, da. Țin foarte mult la voi, dar sunt blocați de niște situații familiare, că e 4, da, 4 înseamnă familia, înseamnă stabilitate, de niște reguli, de niște chestii financiare. Sunt blocați și ei. Într-un fel sau altul. 4 de cup de monede nu este o energie foarte. E stabilă, dar nu reprezintă mișcare. Deși, totuși, ați văzut, faetonul și 7 de spade încearcă o strategie cum să avanseze lucrurile. Așa, voi ce aveți? 8 de băte. Cum simțiți? Simțiți multă pasiune? Simțiți nevoia să comunicați pasional cu ei? Simțiți nevoia să călătoriți mai aproape de ei? Pentru unii dintre voi poate să fie un semn de foc. Oricum simțiți multă, multă pasiune în această relație. Dar ați dori să transformați relația într-un mod, într-o altă direcție.
Și pentru asta simțiți nevoia să comunicați măcar. Eventual îi așteptați să vină în viața voastră. Dintr-un alt punct de vedere, simțiți nevoia să mergeți mai departe, să avansați, să nu rămâneți în energia aceasta stagnantă. E, da? 8 de spade și 8 de bâte. 8 este o energie stagnantă, da? Aici, în această imagine. Mental. Dar în poziția fricilor. Și atunci, în inimă, aveți acest foc interior de a merge mai departe, de a avansa în orice direcție, dar să nu stați pe loc. Cum gândiți? Probabil că sunteți foarte emoționali, unii poate mergeți la o nuntă, pentru că asta e cartea care reprezintă petrecere, 9 cupe, da? Petrecere, căsătorie. Poate sunteți invitați la o nuntă, dar vă gândiți la un semn de apă sau o persoană care vă aduce multe emoții. Persoana e singură. Și probabil deține un fel de a comunica emoțional cu voi care vă nu doar vă încântă, vă și vindecă. Și vă dă un impuls special cum acționați. Cavalerul de bâte. Simțiți nevoia să acționați aventuros, să călătoriți, evident, cât mai departe, către această persoană, după cum vedeți, da? Merge către 9 de cupe, către acest semn de apă. Este foarte posibil, da? Poate are aspecte apă și foc în aceeași hartă natală? Da, posibil. Deci, cum acționați? Acționați cu curaj, cu îndrăzneală. Simțiți nevoia să vă aventurați în această comunicare, în această relație. Da? Aveți două cărți care exprimă mișcarea, călătoria. Eventual, la nivel profesional, aveți inspirația și pasiunea să începeți un proiect foarte important în cariera voastră. Vorbim și de carieră, da, un pic pe scurt. 8 de spade, am zis, cușcă mentală. Nu găsiți soluții într-o problemă. Ce vă doriți? Vă doriți să ieșiți din această problemă și nu doar din problemă, dintr-un ciclu, dintr-o perioadă de lungi suferințe și lungi trădări. Și ei au aceeași carte. Vă doriți să renașteți, că tot ați avut judecata, da? Phoenix. Să renașteți la o nouă viață. O viață cu pasiune, cu emoții, cu aventură, da? Probabil aceste cărți țin de legătura cu o altă persoană. Aici sunteți voi într-o altă legătură. Da. E un ciclu, 10, care trebuie încheiat, asta vă doriți. Finalul, regele de bâte. Dacă nu e un semn de foc cu care vă veți întâlni, da, pe care îl așteptați sau vine la... Da, vine, că aveți două cărți care reprezintă călătorie. Și evident, nu toată lumea relaționează cu semn de apă. Unii pot să relaționeze cu semne de foc, de aer, de... pământ, de ce-o fi, puteți să fiți voi acest rege de bâte, să preluați comanda, să începeți să vă orientați către satisfacția voastră emoțională, să acționați către binele vostru sufletesc, emoțional, da? Și să vă îndepărtați de această zonă sumbră și negativă, de aceste vibrații negative. Probabil țin de un trecut. Regele de bâte este foarte puternic. Poate să fie un leu, un berbec sau un săgetător. Aveți încă două cărți, da? Trei cărți de foc. Dar, repet, dacă nu e o persoană, puteți să fiți voi. Să aveți încrederea în ceea ce trebuie să faceți în viața voastră. Să nu mai permiteți nimănui să vă trădeze sau să vă țină în dogme, cum a fost mai devreme, da, cu preotul și 8 de spade. Aveți nevoie de libertate.
aveți nevoie de libertate, eventual să relaționați cu oameni care sunt aventuroși, sunt simpatici, sunt îndrăzneți și au pasiune. Ei, în sufletul lor, 9 de monede. În sufletul lor sunt stabili, sunt satisfăcuți de ce au făcut, de reușitele lor. Sunt cred că ei așa vă văd pe voi. Vă văd foarte frumoși. Vă simt puternici. Ar dori să comunice cu voi. Asta pentru că văd un vultur. Și vulturul pentru mine e semn de aer, înseamnă comunicare. În sufletul lor, ei vă văd ca pe, e similar cu împărăteasa, ca o, pe o persoană ideală. Așa simt pentru voi. Simt că sunteți tot ce este mai frumos, că lângă voi pot să reușească, eventual, în cazul în care n-au reușit anumite lucruri. Pe de-o parte, clar că și ei au reușit, au realizările lor, dar simt că împreună puteți să realizați mai mult. Deși se simt singuri. Se simt singuri. Trecând peste potențiale, realitatea, pentru că vorbim de monede, se simt singuri. Și simt nevoia să se concentreze pe valoarea lor, să fie apreciați la valoarea lor. 9 de monede este o persoană singură. Ce este în gândul lor? Se simt trădați. Probabil din acest motiv, chiar dacă ați fi avut potențiale, se simt trădați. Poate pentru unii dintre voi să fie un semn de fecioară, să fie semnul fecioarei sau un semn de pământ, pentru unii, nu pentru toată lumea, care se simte trădat dintr-o perspectivă, dintr-un punct de vedere. Pe de altă parte, simt că trebuie și ei să renască mental. Am senzația că sunt atât de empatici încât vă preiau toată suferința. Cum acționează? Este interesant, aceste cărți vorbesc despre un parteneriat care ar fi putut să fie bine, care are niște potențiale, dar simt că a fost o situație foarte complicată între voi și persoana respectivă că e semn de pământ, că e semn de apă, că e semn de aer, de foc, nu contează. Persoana aceasta, pentru o perioadă, trebuie să se retragă. Imediat vă explic de ce. Cum acționează 8 de cupe. 8 de cupe este o persoană care se detașează emoțional, care pleacă către ce? Către 9. Ideea este că acest cavaler de cupe apare în poziția fricilor. Probabil că le este frică cumva că nu vă veți împăca, nu vă veți exprima emoțiile față de ei. Este situația, amândoi aveți 10 de spade și ei au în plus și 10 de bâte. În poziția gândurilor și în poziția dorințelor. 10 de bâte este o persoană, pentru mine este omul căsătorit nefericit. Sau dacă nu e căsătorit, care are multe responsabilități și nu se poate bucura de ce? De bâte, de pasiune, de cavaler, da? De 8, nu se poate bucura că are prea multe de rezolvat.
Posibil își doresc să renunțe măcar la una din aceste responsabilități ca să facă loc pentru un pic mai mult bine în viața lor. Dar, pe de altă parte, da, asta pentru că finalul pentru ei este puterea. Da, tot semn de foc, dar este puterea de a trece peste aceste mari provocări mentale și, eu știu, de care or fi profesionale, familiare, aceste responsabilități. Trebuie să-și controleze dorințele. Și vor avea puterea să-și controleze dorințele și să se ridice deasupra unei situații neplăcute. Probabil prin august. Așa simt că ei trebuie să lase în urmă o situație, că o fi cu voi, că o fi cu altcineva, o situație care le-a adus multe dureri, trădări și responsabilități. Sunt conștienți că nu pot să aibă parte de dragostea pe care o așteaptă. Ei așteaptă cavalerul de cupe, dar le este frică. Le este teamă că nu mai ajunge această dragoste la ei. Și sunt conștienți că trebuie să lase în urmă această vibrație, da? Aceste responsabilități și această vibrație trebuie să le lase în urmă, pentru că dacă nu le lasă, nu va veni această dragoste pe care o așteaptă. Nu va veni. Pentru că n-ai cum, pentru că tu stai într-o vibrație negativă și atragi numai energie negativă. Situații negative, da? Și sunt chemați să se transforme, să-și transforme viața, să facă prietenie cu trecutul, să se ierte, eventual să se controleze într-o situație și să crească spiritual. Și să crească spiritual. Posibil să fie semn de pământ, că avem aici 9 de monede, dar nu e obligatoriu. Avem toate semnele. Și mai este posibil ceva. Această persoană să fie cea de care vă despărțiți. Lăsați în urmă, da? Această energie, ca au și ei. Da? Au și ei 10 de spade, au și 10 de bâte. Să fie persoana care v-a adus această suferință și să le fie frică, acest cavaler de cupe să reprezinte exact persoana de aici, 9 de cupe. Da? Persoana la care vă gândiți, care vă aduce vouă confort emoțional și vă simțiți bine. Să le fie frică de această persoană. Pe de altă parte, știu că dacă se întorc la voi cu scuze, s-ar putea să să nu fie primite, pentru că e poziția fricilor. Cred că această persoană a greșit față de voi într-un fel sau altul. Mai vreau să clarific o carte. Clarificăm, te rog frumos, 8 de cupe.
Da. Cinci de bâte, niște conflicte în familie, cu prietenii. Conflicte. Au fost niște conflicte în această relație. Competiție, dacă a fost o relație de afaceri, competiție. De ce este cavalerul de cupe în poziția fricilor? Uf, ia uite. De ce? Pentru că vărsătorul, aici e steaua și aici e vărsătorul. Vărsătorul are nevoie să se echilibreze. Voi trebuie să lăsați în urmă aceste dureri și să vă echilibrați emoțional, da? Avem apă, avem echilibru. Da? Doi de bât de monede. Trebuie să se echilibreze, să se transforme. Iar avem 8, da? Să se transforme și să se echilibreze emoțional. Vărsătorul trebuie să se descopere pe el însuși. E interesant că avem o poziție aleu. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un leu? Sau am zis cu o fecioară. Oricum, da? Clarificarea era pe de o parte, voi trebuie să vă vindecați, pe de altă parte și ei trebuie să se vindece, trebuie să se echilibreze. Sigur, după aceste cărți, 10 de spade de două ori, 10 de bâte, 8 de spade și puterea nu vine oricând decât după probleme, da? Sunteți amândoi chemați să vă vindecați, separat, evident, separat și apoi rămâne de văzut dacă viața vă mai aduce într-un context împreună. Dar simt că această persoană care a apărut acum nu este musai aceasta. Este persoana care va crea probleme. Așa simt acum. În seria oracolelor a apărut la un moment dat această carte. Scriere. Trebuie să scrieți, trebuie să comunicați, eventual să vă povestiți situația, eventual chiar să faceți o carte, să fiți autori dintr-o perspectivă, să sunteți originali, să transformați durerea, problemele, să le transformați în, nu știu, în carte, într-o carte. Ce aveți aici? Vindecătorul. Trebuie să vă vindecați și voi, să știți că sunteți protejați și să citiți. Să vă conectați, acesta ar fi scopul vostru în această perioadă, să vă conectați, să scrieți, să studiați, să compuneți ceva, să creați ceva și prin aceste acțiuni să vă vindecați. Haideți să vedem ce avem aici. Vărsător, soarele nu avem să ascendent în vărsător. Vărsător. Soare, Luna, Venus, ascendent în Vărsător, iulie 2019. Trecut, cavalerul de spade, de bâte, a fost și mai devreme. Soarele, foarte frumos. Și, ia uite, valetul de cupe. Interesant. Unii dintre voi aveți aici ce? Haideți să vă arăt. Puterea. Aveți puterea să vă transformați după o relație sau într-o relație karmică, dintr-o altă viață, 6 de cupe. A apărut mai devreme, da? Dacă vă aduceți aminte. 6 de cupe. Da, a apărut la amândoi. Este o relație dintr-un trecut îndepărtat, destul de toxică, după cum vedeți.
Și sunteți chemați să studiați problema sau să începeți un alt proiect creativ cu acest valet de monede. Poate sunt aspecte, poate cu un semn de pământ să fi fost situația, dar ideea este că aveți puterea să treceți peste această relație, situație toxică, da? Și să începeți un proiect stabil, eventual cu altcineva. Eventual cu altcineva, așa simt. Ce aveți aici? Cavalerul de spirale, soarele și cavalerul de și valetul de oglinzi. Adică cavalerul de bâte, soarele și valetul de cupe. În trecut, poate unii dintre voi ați avut de-a face cu un semn de foc. Foarte aventuros, foarte riscantă povestea, după cum vedeți, unul dintre voi și-a pierdut chiar și un ochi. Poate ați călătorit, ați făcut multe lucruri cu acest semn de foc. Dar au fost niște bârfe. Nu știu de ce simt așa, dar au fost niște bârfe. În acest trecut, că o fi fost apropiat, că o fi fost îndepărtat, voi știți, au fost niște bârfe și niște situații. Unul dintre voi și-a plecat urechea la niște bârfe. Acum, în prezent, aveți soarele. Aveți o putere fantastică. Soarele se apropie de... În curând o să ajungă în casa 7, deocamdată în casa 6 a sănătății. Vă puteți bucura de multe lucruri împreună cu cei dragi. Vă puteți bucura de un copil, vă puteți bucura de o trezire spirituală, de o transformare de care am vorbit mai devreme. Asta pentru că aveți în viitorul apropiat sau îndepărtat, aveți vindecătorul, da? Cavalerul, valetul de cupe. Poate un semn de apă să vă poată aduce vindecarea de care aveți nevoie. Într-o situație cu cineva cu un semn de foc din trecut, asta s-ar putea să fie un alt mesaj pentru alt grup, da? Nu pentru același cu care am discutat mai devreme. S-ar putea să fie un alt grup. Cineva care a avut de-a face cu un semn de foc. Acum este bine, da? Și se va vindeca în această situație. Am spus, mie mi se pare riscantă, mi s-a părut riscantă. Da. Unii dintre voi ați avut ori o căsnicie cu un semn de foc, ori cu un semn de pământ. Ideea este că a fost o căsnicie destul de toxică. Sau, dacă n-a fost... Da. Au fost niște minciuni aici, niște trădări. Am văzut și 7 de spade. Hai să clarificăm cine este cavalerul de spirale. Clarificăm un pic cine e cavalerul de spirale. Și iar, am zis că fac etalările mai scurte și iar o lungesc. Cavalerul de spirale. Șase de spade. Ori persoana, semnul focului, a plecat de lângă voi, ori voi v-ați îndepărtat de ea. Șase de spade reprezintă călătorie în înțelesul vechi al cărții.